Un ciclon devastator a lovit nordul Turciei, în zonele de coastă de la Marea Neagră. Ploile torențiale au provocat mai multe viituri, iar cel puțin 2 oameni au murit luați de ape. Alte 10 au fost răniți după ce podul pe care se aflau s-a prăbușit. Câteva sute de persoane au fost evacuate și nu este curent electric în mai multe sate. Ciclonul format în Marea Neagră a făcut prăpăd în nordul Turciei. În mai multe zone au căzut chiar și 300 de litri de apă pe metrul pătrat. Nu a durat mult până când râurile au ieșit din matcă și au inundat tot ce le-a stat în cale. Pe străzile din mai multe orașe aflate în provinciile Turciei de la Marea Neagră s-au format adevărați torenți. Mașinile au fost luate pe sus la fel de ușor ca alte obiecte aflate pe străzi. Au fost inundate case, magazine și subsoluri. În unele zone din orașele afectate de ciclon în Turcia, nivelul apei a crescut chiar și cu până la 4 metri. 10 de oameni au fost salvați cu ajutorul elicopterelor. În timp ce nordul este lovit de inundații puternice, în estul Turciei o tornadă a devastat un sat. Turcia a fost afectată în ultimele luni de mai multe dezastre naturale pe care experții le atribuie încălzirii globale, inclusiv episoade de secetă severă, incendii violente de vegetație și inundații puternice.